Zona de agrement Tătăraș va fi deschisă pe data de 21 aprilie 2019, în ziua de Florie, a anunțat primarul Sucevei Ion Lungu. Consiliul local a aprobat la sfârșitul lunii ianuarie reluarea licitației în vederea acordării dreptului de folosință prin locațiune a spațiului de 88 de metri pătrați situat în zona de agrement Tătăraș pentru desfășurarea activității de alimentație publică cafenea. Primarul Lungu a menționat că municipalitatea a demarat și procedura de licitație pentru administrarea cafenelei. Zona de agrement vrem să deschidem oficial pe data de 21.04.2019, în ziua de Florii. Și așa cum am spus, ați știți că s-a aprobat în Consiliul Local, avem demarat procedura de licitație pentru gestionarea spațiului de alimentație publică de acolo, din zona de agrement. Sper să fie licitația gata până atunci, în așa fel atunci când deschidem această zonă de agrement, să avem și acel spațiu de alimentație publică. În altă ordine de idei, suntem la faza în care vom demara procedurile de licitație pentru tirolieni pe care vrem să le facem acolo la zona de agrement. Sunt trei tirolieni pentru copii, pentru adulți. Și avem indicatorii tehnico-economice aprobați, vom demara procedura în așa fel încât să venim în completare la zona de agrement cu aceste tiroliene care sunt apreciate în mod special de copii, de tineri. Consiliul local a aprobat la sfârșitul lunii ianuarie reluarea licitației în vederea acordării dreptului de folosință prin locațiune a spațiului de 88 de metri pătrați situat în zona de agrement Tătăraș pentru desfășurarea activității de alimentație publică cafenea. Prețul de pornire a licitației este de 9 lei pe metru pătrat pe lună, adică 792 de lei pentru cei 88 de metri pătrați ai cafenelei.